Bună ziua, bine v-am regăsit din studioul ziarului Incomod. Astăzi l-am alături de mine din nou pe colegul meu Cătălin Stavri. Bine ai venit! Mulțumesc! Bună ziua! În entiția de astăzi aș vrea să discutăm din nou, ne repetăm, despre problemele cu salubritatea din Ploiești și din Prahova. Cu atât mai mult din Ploiești, pentru că pare că ne recăpătăm titulatura de orașul gunoaielor după atâtea crize succesive în care deșeurile nu au fost colectate. Teoretic, acum suntem într-o perioadă când s-a rezolvat și Rosal a reluat colectarea, dar chiar în această dimineață o prietenă îmi trimitea o fotografie de pe strada Finta și îmi spunea că intră în a doua săptămână de când nu s-au luat pubelele de la poartă și mă întreba dacă știu ce se întâmplă când vor ajunge și la ei pe stradă. Nimeni nu știe ce se întâmplă. Avem această criză a deșeurilor de ani de zile, mereu se întâmplă câte ceva. Dar vreți să spun, adică separat de mafia asta Rosal Prahova care există aici, din punct de vedere al business-ului, nu, că totuși e contract pe 10 ani cu ADI deșeuri, eu nu înțeleg de ce nu reușesc să se pună la masă Vitalia, Rosal, Consiliul Județean, fiecare să spună problemele ADI deșeuri cu Ganea și să zică ok, tu ai problema asta, eu asta, hai să le notăm, pentru că sigur se pot găsi și soluții. Adică nu poate să fie Rosal, poate să fie altcineva, poate să fie Ganea la ADI, poate să fie altcineva. Eu vorbesc strict de business. Ai o firmă care ridică gunoiul, da, Rosal. Ai SVO care le, mă rog, tot Rosal, unde le duci pentru tratare și depozitare temporară, ai groapa Vitalia care e altă firmă, ai ADI-ul și Consiliul Județean. Ăștia cinci trebuie să stea la masă și fiecare să-și spună problemele. Adică am avut perioade în care se colecta bine sau perioade în care populația producea mai mult decât contractul și totuși Rosalul pe cheltuiala lui își făcea treaba. Adică au fost și astea, trebuie să le spunem pentru o corectă informare. Problemele astea care sunt acum nici nu știi, pentru că noi vedem ce am văzut ultima oară. Vitalia spune că nu mai primește, că nu plătesc. Rosalul spune că Vitalia e mafia deșeurilor. Vitalia spune că Rosalul nu-și face treaba și pune presiuni și amenință și că e mafia deșeurilor și toată lumea e mafia deșeurilor. Adică nu mai știi care cum e. Dacă citești și site-urile mafiei deșeurilor, eu sunt mafia deșeurilor. Adică mâine probabil e altcineva sau nu știu. Da, asta ar fi o soluție, dar având în vedere că această criză ne lovește tot timpul, da? În când în când ne trezim cu criza deșeurilor, e clar că între astea cinci societăți și instituții enumerate de mine mai devreme, există o neînțelegere. Nu se pot pune la masă să se spună, nu știu, Rosal, mi se strică două mașini, CJ-ul, îți dăm noi două, dă-ne banii, nu știu, habar n-am. Zici că nu se vrea. Nu mi se pare așa, adică avem totuși 10 ani de ADI. Mi-aduc aminte că eram la Alfa TV în 2008, dacă nu mă înșel, când a venit Rosal pentru prima dată. Atunci nu exista parcă ADI, s-a înființat ulterior, dacă nu mi-am aminte. Și a făcut Silviu Prigoană tur de forță. Știu că au filmat colegii mei de la știri și venea caravana de mașini Rosal, Mercedes-uri cu girofarele pornite galbene, defilau așa pe bulevard. Știi? Da, mă rog, ei au și problema asta cu Rosalul, că se ceartă la nivel înalt la București. Rosal Prahova are propria personalitate juridică, adică Rosalul București a dat un pic la o parte din motive pe care le știm cu toții, că sunt multe infracțiuni pe aici în zona Rosal Prahova, unele cercetate, altele tolerate, dar asta e viața. Deci mie mi se pare așa o problemă de firma trebuie să facă profit, nu? Că de-aia se bagă. CJ-ul care plătește, mă rog, populația care plătește, că noi plătim, trebuie să se asigure că există un serviciu de calitate. Doar pentru că e prea mare haos, se pare că nu reușesc să se pună la masă. Adică să ajungi într-o situație în care, cred că de două ori, nu? Rosal cu Vitalia, la masă cu prefectul, ca să gestioneze o situație care nu ține de prefectură. Mi s-a părut așa, bine, a fost o situație de urgență, adică nimeni nu se mai înțelegea cu nimeni și s-au fi gândit oamenii, bă, hai ne punem la masă undeva să discutăm și conform datelor oficiale, hai că promite Rosalul că plătește.
și dă-i drumul, lasă-l 3 zile. După aia n-a mai plătit rosalul, i-a închis iar. Hai, mai dă-i drumul odată. Nu știu, mi se pare că... Și asta nu pot eu să cred că nu face, nu poate face... Mă rog, nu de la Rosal Prahova, de la Rosal București, cineva care e din conducere și să discute cu factorii decizionali, să și le pună pe hârtie, cum facem toți. Pui o coală a 4, tragi linie, pe jumate, în stânga chestii bune, în dreapta probleme, se discută, se rezolvă. Adică nu văd așa, dar nu, nu știu de ce nu, nu există treaba asta. Mi-e greu să cred că nu se pot pune la masă 3 societăți comerciale și 2 directori. Într-adevăr, ADI Deșeuri a notificat primăriile care fac parte din contract că în aproximativ 7 zile, nu știm exact ce înseamnă asta, 5, 6, 7, 8, se redeschide stația de tratare a deșeurilor de la Moara Nouă. Ar putea fi asta o soluție ca oamenii din zecile de localități prahovene să scape în sfârșit de gunoaiele de la poartă? Nu, pentru că acea stație primește gunoiul, toacă, îl transformă în compost și gunoiul ajunge înapoi la Vitalia. Adică e o stație de, nu știu cum, tratare, transfer, n-ai voie să depozitezi gunoi acolo decât temporar cât e tratat, lucrat. Dar înțeleg acum, la noi din ziar, că se duce direct în Vitalia gunoiul netratat, astfel nerespectându-se contractul ADI. Și aici iar o problemă, adică aici trebuie să se vadă mai puțin între ei. Bă, de ce nu se respectă contractul? Sau ce se întâmplă? Hai să găsim o soluție, să o rezolvăm. Nu, e pe repede înainte. Probabil și unde se tot vorbește că sunt multe cercetări penale în zona asta și probabil pe nimeni nu mai interesează sau așteaptă să întâmple ceva. Dar nu, asta nu e o soluție. Adică stația aceea este un punct între Rosal și Vitalia. Trec și pe acolo, nu are... Din contră, pe faptul că a închis-o Garda Națională de Mediu, a închis-o pentru că Rosalul sau, mă rog, Vitalia sau neînțelegerile sau traseul acesta de ei nu mai permitea transferul și atunci stația s-a încărcat cu gunoaie și a fost închisă. Și cred că de-aia am eu așa un feeling, n-am date, că, ținți, deși e aceeași societate, o fiți, vă, lăsați-ne stația în pace și jucați-vă voi între voi cu restul. Hai, nu mai băgați stația în rahaturi. Și să nu uităm că a fost și perioade când gunoaiele, în loc să ajungă la stație, la Vitalia sau oriunde trebuiau ele să ajungă, ajungeau pe un câmp, în Târgșorul Vechi. Păi a fost pe un câmp, stai că înainte de a ajunge pe Târgșorul Vechi, și aici o chestie foarte importantă, că, uite, și noi am mai vorbit în redacție, am anticipat din primele date, din martie anul trecut, de când au venit datele cu groapa de la Târgșor, că, de fapt, combinația nu e acolo. Cum spune toată lumea, că toată lumea arăta cu degetul spre groapă, acolo să fură, acolo, nu, nu, la Rosal Prahova e combinația. Pentru că, așa cum a spus și senatorul Oprinoiu, înainte să le ducă la lifting, acolo, la groapa de la Târgșor, le-au dus la Voma, la Voma Construct, sau nu știu cum se numește firma, n-am reținut. Un important om de afaceri, cu mulți bani, adică firmă mare. Și exact atunci, acum... am aflat și treaba asta. Într-adevăr, este un dosar penal și pe Voma, cum e și pe lifting. Și asta confirmă ce am spus eu încă din martie 2023, de când s-au conturat aceste afaceri ilegale. Groapă, dacă ai tu, Rosalul vine la tine și o dă. Eu, dacă am groapă, vine la mine și mi-aruncă gunoi. Ei trebuie să scape de gunoi. Businessul nu e la ăștia care îngroapă. Businessul e în partea elaltă. Și senatorul a confirmat într-o conferință de presă că există dosare penale la aceste două firme, unde Rosalul trebuia să scape de gunoi. Și după ce a intrat poliția pe fir, am avut criza deșeurilor, că n-am mai avut cum să mai ducă, că ei l-aruncau direct pe câmp. Și asta am spus și chiar mă bucur, chiar dacă durează, asta e, voi cei care vă uitați și acum vedeți bine ce război suntem toți implicați pe aici, până pus sau fără voia noastră, uneori durează și un an să primești o confirmare la ceea ce știi sau ceea ce nu poți să spui. Asta a fost, da, și am verificat personal. Da, la poliție există un dosar penal pe Voma Construct sau Voma Ecoserv, nu mai știu exact. Atât de bine am documentat încât știu că oamenii au venit cu niște analize de până Austria, cu probe, o grămadă de chestii, s-ar putea să fie clasat sau s-ar putea să fie nu, mai mult nu știu. Dar s-au făcut verificări, cum s-au făcut și la listing și asta spun, business-ul e la Rosal Prahova. Și uite-te un pic, Voma dosar penal, lifting dosar penal, numai Rosal nu are dosar penal. Adică și ce mai știu eu din interior de pe la Rosal e că business-ul ăsta pus la cale de ei a fost, dom'le, hai să ne găsim niște gropi și să răspundă aia penalul noi când aruncăm
ce îmi spui tu mie că nu-și găsea Ioniță și cu Finăsul 30.000 de euro din firma lor de camioane să-și cumpere un teren, să îngroape la ei? Nu, nu. Le trebuia un țapi spășitor. Sau doi, mă rog, că doi au dosare penale în situația de față. Deci asta a fost marele business. Că s-a și dovedit după ancheta penală de la lifting, criza deșeurilor nu mai aveau să mai ducă. Stația de tratare care nu are voie să depoziteze gunoi, era plină, ai văzut și pozele de la gardă de mediu. Vitalia nu mai primea și gunoiul ăsta trebuia dus undeva, la câmp nu mai puteau să-l ducă și s-a blocat. Deci e clar că e o acțiune de tip mafiot, asta pusă bine la punct. Și uite cine răspunde. Deci uite-te, Rosalu Prahova, din câte știu eu, are stația de sortare, dosar penal, da? Au firmele astea care îngropau deșeuri, numai ăla care le ia și care le duce și care, cum să zic, controlează povestea asta, are nicio problemă. Deci au făcut-o foarte cu cap. Și știam de atunci că s-au mai făcut niște discuții, a mai vrut un om de afaceri de aici să cumpere o groapă, tot pentru Rosal, și cineva i-a zis, nu intra în joaca asta. Că tu vei răspunde, nu ei. Știu că povestea un apropiat al lui, domnule, a vrut să ia o groapă tot pe la marginea Ploieștiului. Și zice, s-a sfătuit și el cu niște oameni mai bine informați și a zis, stai departe de povestea aia, că ăia economisesc o grămadă de bani la Rosal, ție îți dau acolo 3 lei pe acte, 3 lei pe lângă, dar penal tu vei răspunde. Și uite că a avut dreptate. Și dacă tot vorbim de toate părțile implicate în povestea asta, senatorul Aurel Oprinoiu, care de altfel este și șeful Comisiei de Mediu din Senat, spunea că este vorba despre un grup infracțional organizat cu protecție la cel mai înalt nivel al Consiliului Județean Prahova. Și ce? Ce mai miră? Adică toată lumea știe. Pare că întărește cu atât mai mult toată povestea asta. Numai, deci, după emisiunea făcută aici în care au povestit oamenii ce pățesc, da? Și cum sunt terfeliț de infractorul ăsta de Radu Adrian, de, cu zeci de hârtii. Mă uitam acum pe hotărâre a unei instanțe civile care a dat 5.000 de euro daune morale, trebuie să plătească infractorul ăsta de Radu Adrian, unui consilier local din Florești. El mai având, cum am spus, 140.000 de lei de dat, unui număr de 7 polițiști locali, printre care și fost șefi, tot pentru defăimare. El lucrând la negru, fiind plătit cu bani negri din asta, că nu poate să lucreze. Și chiar spunea instanța în această hotărâre definitivă că site-ul ăla lui nu e nici persoană fizică, nici persoană juridică. La fel, ce v-am spus eu de un an de zile, descoper acum că a fost sentința anul trecut la finele anului, sentința judecătorească. Și acum mă întorc un pic și mă întreb, de ce instituțiile statului au percutat la minciunile ăstuia care îmbrăca cotețul ăsta de site sub o formă, și scrie pe el ziar, suntem ziar, și instituțiile statului, și râdeam pentru că am tras o concluzie. Noi mai lucram la un articol cu polițiștii care au fost șantajați, intimidați, defăimați și cercetați disciplinar și penal au fost unii ca urmare a minciunilor scrise de infractorul Radu Adrian. Și zic, bă, zic, fii atent, mai ales cazul șefului poliției Mizil. Deci infractorii cercetați de poliție îl plătesc pe acest infractor să scrie de șeful poliției Mizil, care la rândul lui e cercetat de superiori. Deci ceva, nu știu, eu râdeam. Adică pe mine mai mă mire mic. Și când am văzut live-ul senatorului Oprinu, i-a zis așa, încă unul care zice că e mafie și ce. Adică au luat-o de la primarul din Băicoi, da? Care a plătit, și aici e foarte important, pentru că asta, mă dați seama, am discutat și eu cu multă lume. Ăsta e șantajul, adică dacă pui ce face Radu Adrian și infracțiunea de șantaj din codul penal, sunt identice. Mai ales că omul a spus, zice, după ce a scris de mine, a venit și mi-a spus tariful. 500 de lei să nu mai scrie deloc și 1000 de lei să scrie de bine. Și i-am spus, dau 500 de lei, nu mai scrii, nu mă interesează. Și când, meniul zilei. Și când venea să ia banii, dă-mi și un meniu zilei, că mi-e foame. E, vina, adică pentru ăsta, că toată lumea, ai văzut, domne, ce face ăla, ai văzut că acum au mai apărut niște date, că stă și face filaj la mine, la familia mea, mă rog. Asta e atât față de ce fac ei, adică față de ce știe toată lumea că fac ei și nimeni nu-i bagă în seamă. A venit un om de afaceri care a spus că a fost victimă 50 de articole și controle trimise de poliție și de gardă de mediu. Cam a ieșit un senator
Bine, întâmplător, președintele Comisiei de Mediu în Senat, că a ieșit și senatorul să spună că e un grup infracțional. Ce? Avem politicieni care spun treaba asta, funcționari publici care spun treaba asta, oameni de afaceri, senatori, ce mai contă? Polițiști care spun treaba asta, procurori care spun treaba asta. Și nu numai că spun, au depus plângeri în acest sens, au făcut oficial, au urmat litera legii și totuși nimic. Da, ideea este că pe parcursul discuțiilor pe care le mai avem și noi, niciodată ele nu au fost puse cap la cap. Și nici n-avea cum să le pună cineva cap la cap. Adică unul face o plângere la poliție, unul face la parchetul pentru judecătoria Ploiești, unul la parchetul curții de apel, pentru că noi după ce am publicat declarațiile acelor oameni, a mai venit cineva care ne-a spus și eu am fost victima lui Radăian. Și aici, fii atent că e foarte urât, omul ăsta care a făcut o plângere la parchetul curții de apel, care a fost clasată, plângerea a fost făcută împotriva unei doamne avocat, care a scos într-un dosar penal un document care atesta faptul că acest om a colaborat cu procurorii pentru a demasca un grup infracțional. Și infractorul ăsta de Radu Adrian a publicat hârtia aia cu un scop de răzbunare, mă rog, contracost, că omul a văzut, ne-a dat mesaje și ne-a spus articolul a fost plătit, trebuie răzbunare, că n-au avut să depun anumite denunțuri și atât au găsit de mine. Și gândește-te că statul român, în momentul în care devii colaborator sau acoperit, sau cum spune acolo, ia toate măsurile de protecție împotriva ta, să nu te omoare aia, să nu afle. Și ăsta o ia și pune în ziar. Iată-l pe Cutărescu care a colaborat cu procurorii. Și o spune ca și cum a fost ceva rău. Și colaborase cu DICOT într-un mega dosar, adică nu erau nici... Și omul spune, vom reveni și cu, că lucrăm un pic să vedem exact cuantumul sumei și când a fost plătit, aici nu avem date. Omul ne-a spus tot și cine a dat și că i-a recunoscut și chiar spunea că l-a sunat pe infractorul ăsta de Radu Adrian și erau de față și un polițist și un procuror și i-a zis, uite ce ai făcut tu, ai luat bani de la unul să se răzbune pe mine și ai difuzat un act. El parcă a mâncat și bătaie după ce a apărut. Da, a fost și un incident. Și ăsta a zis că îi pare rău și că șterge articolul. Deci cam așa lucrează pe zona asta de multiple infracțiuni. Și DICOT-ul n-a vrut să se bage, DICOT-ul local, pentru că discuția a mai fost vis-a-vis de grupul ăsta infracțional și... Din câte știu eu, a fost o discuție cu șeful DICOT, care a zis că nu-i se pare de DICOT. Da, nu-i se pare, nu-i se pare. La toți ni se pare, toată lumea e... Deci gândește-te că oameni care depun plângeri penale și nu se întâmplă nimic, ajung să iasă public, să spună povestea. Deși ei n-au venit să spună public și apoi să ducă să facă plângeri. Deci nu mai pot, deci au ajuns să fie cu afaceri distruse, hărțuiți, familiile, prietenii, atacați non-stop de un infractor, că asta e foarte important. Noi am publicat câteva pasaje când instanța de judecată spune că site-ul ăsta e o extensie a infractorului Radu Adrian și atât. Adică el nu se poate ascunde cum încearcă el, că noi suntem ziar, că noi prezentăm să se sesizeze lumea, nu. Deci instanța a decis că nu are nicio formă juridică și că pentru ce apare pe cotețul de site răspunde el. Civil a răspuns. Penal, că am mai aflat, el a avut, nu el a avut o firmă, a fost o firmă închisă, s-a făcut o cercetare de la București pentru spălarea banilor. Sumele nu erau mari, cred că vreo 7 luni a existat firma aia. Administratorul societății, care întâmplător când a început ancheta poliției a fost pitit în Italia sau în Spania, nu mai știu exact cine mi-a dat mesajul, era un tip pe care îl puteți vedea în fiecare weekend în oborul ploieștean venind să vă întrebe dacă vă ajută să cărați diverse lucruri în mașină contra sumei de 50 de lei. E clar că e un interpus care după aia a fugit. Și
atunci când a făcut poliția cercetare pe spălarea banilor, mă, nu s-au confirmat. Ei cred că au încercat IGPR-ul să vadă dacă de unde e plătit omul ăsta, cine îl plătește și cu ce scop, că el nu declară bani la stat, asta vreau să spun. Față de voi care vă plătiți taxe și când vă uitați pe fluturașul ăla de salariu, aveți pe un salariu minim pe economie 1100-1200 de lei, care nu vă vin vouă în buzunare să-i duceți la familie să mâncați de 1200 de lei. Ia statul român. Pentru poliție, pentru învățământ, pentru justiție, pentru... Ăsta nu plătește. Ăsta când încasează 3000 de lei, cât ia el pe lună de la Rosal, cât lua, poate ia mai mult, sau poate nu mai ia deloc. Am înțeles că lumea s-a cam săturat de el și a zis, bă, nu e bun ăsta. Uite găzarul, care le dă jurnalistii, mai ascunde, ăsta n-ai ce să faci cu el. Și a început lumea. Problema e că sunt foarte legați umbilical ei, că știu și ei de ăsta cu șantajul lui, știe și ăsta de ei, că doar l-au pus la masă. Fă-mi-o pe aia, dă-mi-o pe aia. Și acum, uite, i-a crescut sub nasul statului român, i-a crescut cota de la 500 de lei și un meniu zilei. Că apropo, când spune, am și fotografii, spune primarul de la Băicoi, fostul primar, venea cu un Chrysler alb. E un Chrysler alb cu numere de dolci pe care l-a cumpărat Ioniță de la Rosal. Ca să știți. Știu de la intermediar, de la cel care a venit cu mașina. Că ăla mi-a spus, ăla mi-a dat și poze cu mașina. Și uite, am adus un Chrysler din ăsta, că mi-a zis Ioniță, domnule, deci cumpărei la mașină, că nu are mașină. Deci nu e așa de greu de stabilit legăturile. Dar mă uit, asta mi s-a părut fabulos. Niște infractori plătesc la negru un infractor să scrie pe un site stabilit de instanță, că nu e ziar, nu e nimic, e un website, cum și dumneavoastră ați putea să vă faceți acum, ziarul ploiești2024.ro, dar nu e ziar. Orice site l-ați luat. Ăsta scrie de polițiști care la rândul lor sunt cercetați de polițiștii superiori. Și am avut două cazuri la Indigo și aici am mai spus și emisiunea trecută și e foarte important în economia jocului. Dacă pe site scria și uite aici avem înregistrări cu un polițist care se droghează. Vom difuza înregistrări, le avem. Când îi face sesizare pe persoană fizică polițistului, spune că din datele noastre, noastre fiind el, poate el în oglindă, știi, când se uită și crede că-s doi, grupările interlope au filmări cu ăsta. Deci odată că a generat o anchetă pentru un fake news, pentru o informație falsă, infirmată chiar de el. Adică eu spun, vezi că am filmări cu ăla când ia șpagă și afirm public cu nume, prenume într-o pagină web și după aia fac la poliție, vezi că alții au filmări cu ăla. Adică și ancheta n-a fost generată, a fost, cercetările au fost generate întâi de ce a apărut pe site. După aia l-au luat direct în anchetă pe polițiști când a făcut și sesizare. Așa a făcut și asta și în cazul celui de la Mizil. A făcut sesizare inclusiv la Guvernul României, plătit de infractori. Și aici a fost, eu aici am așteptat, zic, bă, sistemul trebuie să reacționeze. Păi gândește-te. Acum bate apropo la DGIPI, la conducerea DGIPI. Pe secretarul de stat Despescu, pe Mirițescu, iau și în ordine de sus în jos, care este adjunctul șefului Poliției Române, pe comisarul șef Bălan, cât a fost, pe Ginel Preda. Deci, acum, de ce l-a băgat pe comisarul șef Ginel Preda? Că el are în subordine serviciu economic și puterea grupului, puterea și găinarului ăsta, constă în evaziune și în spălare, de unde e el plătit. Că nu poți să-l plătești legal dintr-o firmă, că îți dispar banii și nu poți să-i faci pitiți. El neîncasând de la negru, din evaziune și din spălare. Și acum de asta l-a luat la țintă. Pe Frangulea de ce l-a luat la țintă? Că și aici și cu asta o să închei, că vom demara o serie de articole foarte interesante, o să vedeți. Era prietenul lor, Rădulescu, de la DGA, care făcea dosare penale. Și nu a vrut, cât a fost Frangula degea, să colaboreze. De-aia l-au băgat și pe el. Și aici, că am și notat trei paliere foarte importante, spuse de oameni, public și demonstrabile. Sunt și filmări, sunt și înregistrări. Palierul 1. Oamenii care au spus că sunt amenințați, bătuți, intimidați de interlopi. Da? Plătiți de acolo. Inclusiv senatorul prin noi a spus. Da? Deci avem și un senator al României amenințat de... Avem palierul ăsta de gașca asta care e de stradă,
care se ocupă de filaje, de poze, de intimidări, de amenințări, de bătăi. Avem două filmări similare, una dintr-o firmă din Ploiești, una dintr-o firmă din Târgșorul Vechi, de unde era groapa ilegală, când oamenii sunt amenințați de grupările astea, intră peste ei și le spun: nu mai vă legați de noi, că nu e bine. Deci sunt doi oameni care nu se cunosc. Adică nu este că, domne, se știau între ei, s-au dus interlopii și colo și colo. Avem palierul 2, ziarele online astea, care nu ziare. Unde, dacă nu se rezolvă cu intimidare, trece la următorul nivel. Ăsta e următorul nivel, în care apare acolo, ești defăimat, toate tâmpenile din lume. Adică râdeam acum că i-a dat lui Chestor Limirițescu cu porție dublă. Cât era ancheta cu gunoaiele, Mirițescu protejează adevărata mafia deșeurilor, s-a terminat cu aia, gata, să duce în judecată, mai ți mai faci, a trecut la mafia imobiliară, tot Mirițescu e. Cred că următoarele dosare pe aici, numai Mirițescu o să fie de vină. La orice o să se întâmple în Ploiești, dacă se împinge un tip pe unul de pe un bloc, Mirițescu e de vină. Adică așa o să fie. Așa, și v-am spus, deci au astea cu unde o să scriem noi și o să vedeți niște chestiuni foarte interesante de cum acționează astea, trâmbița și ăștia online, cum le mai zic eu. Și palierul 3, foarte important, care e iar într-o cercetare la Ministerul de Interne și din datele mele, se cam termină ancheta aia și o să bubuie rău de tot, în care dacă nu te rezolvă cu interlopii, amenințări, bătăi, nu te rezolvă cu online-ul, cu porcăitul și cu inducerea în erogare la judiciare, apelează la domnul ofițer DGA din Arădulescu, trimis în judecată de DNA și cercetat în alte dosare, să-ți fabrice dosare penale. Și atunci ai toată gama. Te bat, te ameninți, te dau până ziare și te bagi la pușcărie. Fiecare are rolul lui bine stabilit. Și chiar cel care a tras concluzia a fost senatorul Prinoiu. Un grup infracțional organizat, care are pe de o parte și protecție la nivelul unor funcționari publici în zona lor și pe partea altă aceste trei paliere pe care v-am spus eu. Infracțiuni cu violență, trâmbițele online și polițistul care face dosare. Pentru că, și e foarte important, și cu asta închei, îi spun la altceva, că m-am săturat de ăștia, deci chiar m-am săturat să vorbesc despre ei, în loc să stau să-mi văd ale mele, stau să vorbesc de mafie. În povestea asta s-a făcut un mega dosar penal care a fost ținut la sertar, mă rog, s-a clasat. Ăsta la DNA, nu mai știu, făcut în 2023, l-am notat. Și aici e iarăși modul de acțiune al acestui grup. Polițistul ăsta care face niște informări, care ulterior informările apar în găzarul, care sunt secrete de serviciu, punct. Și toată lumea se întreabă cum au apărut informările. Nu știm cum au apărut, adică presupun că atunci când s-a văzut Bădescu cu Rădulescu, nu au discutat de asta, pur și simplu au apărut. Mă rog, au apărut, e treaba lor. Punctul 2. Nefiind suficiente, au găsit un denunțător, pe care domnul și afirm, și o să vă și spun cum, l-a dus personal de mână la București să facă un denunț. Știi cine e denunțat? Toată lumea care deranjează mafia deșeurilor. Eu, politicieni, primari, funcționari, oameni de afaceri, toți. La fiecare face câte ceva. Așa. Oameni care nu se cunosc între ei fac infracțiuni conform denunțului. Bun. L-a dus pe denunțător. A mai venit și un martor. Una dintre acuzații, că mi-a spus un martor în dosar, este formulată împotriva unui polițist. Și este că ia șpagă de la romi. Nu, care, nu, când, nu, cum. A scris așa. Și fiind audiat, spunea cineva, polițiștii anchetatori desemnați de procuror de nea ziceau, și ăsta, ce întrebare să vă răspund? Dacă luați șpagă de la romi. De la care? De la romi. Când? Pentru ce? Scrie aici. Bă, nu iau șpagă. Păi, mi-a plecat acasă. Adică, făceam ca în filmele cu proști. Și ăsta care a făcut denunțul este fix cărăușul de șpăgi al Rosal. Că el ne-a adus nouă înregistrările când dădea șpăgi în administrația publică. Mai e un martor care și l-a tot angajat Rosal. Și aia ne-am întrebat, zic, bă, da, chiar nu mai e niciun, adică nu vine niciunul din afară, ăla care face denunțuri a fost angajat Rosal. Deci coleg cu Bădescu, că și Bădescu a fost angajat Rosal, care Bădescu e nașul lui directorul Rosal. Ăla care face șantaj pentru incisiv, finul lui Ioniță, deci finul lui Bădescu. Ăla care face denunțuri mincinoase clasate, a angajat Rosal,
în poze de gât cu Ioniță, cu Stoichiciu. Stoichiciu a angajat Rosal martor. Pe cei între ei, după cum bine spunea chiar infractorul Radu Adrian, când se detona singur la parchetul general. Am fost folosit de o grupare de infractori. M-au pus să fac denunțuri, nu sunt adevărat, înțeles să mi le retrag. Deci mintea lui așa funcționează. Mă duc să fac plângeri și după aia mă duc și înțeleg să le retrag. Zici că e justiția lui, așa, știi? Mă duc la, deci la piață. Știți, am venit și eu cu, cu roșiile astea. Dați-mi și mie, luați-le pe astea două, dați-mi alte două. Deci asta se întâmplă. Și o să vă prezint în ziarul Incomod toate aceste date ca să vedeți exact cum își fac ei. Unul de la Rosal face denunț, unul de la Rosal se pune martor, ăsta la altul plătește, umblă cu mașină de Rosal. Deci o să vedeți toată încărengătura asta, știi? Și cu rolul fiecăruia. Rolul ăla e să facă denunțuri, rolul ăla e să fie martor, rolul ăsta este să bage hârtii în ziar și toate sunt legate de zona asta, de Rosal. Da, foarte interesant o să fie, o să vedeți. Chiar dacă am adunat date de acum 8-9 ani, că atât s-a putut, le-am adunat și o să vi le pun una peste alta, așa, să vedeți rețeta asta, care este demonstrabilă prin însuși modul în care ei comit faptele. Adică nu vine unul să spună, domnule, mi-a zis ăla. Nu, când te duci și vezi un denunț la DNA, e denunțătorul. Te uiți la ITM, a, coleg la Rosal. Te uiți în poze cu Ioniță. Bun, când îl iei pe martor, te uiți la ITM, muncitor la Rosal. Când te uiți pe Facebook, de gât cu denunțătorul. Frăția e frăție. Nu e greu să faci legăturile între ei. Când te uiți la băiatul ăsta, la Gabi Ionescu, că și el a apărut mai târziu, el se duce la, că am uitat să spun data trecută, se duce la lupul și nu știi ce înregistrări sunt cu tine. O să apară astea. Le avea el tăiate pe telefon. Păi, tu de unde le ai? Adică înseamnă că ai o relație și cu Incisivul și cu Găzarul, nu? Dacă tu ai pe telefonul tău și le trimiți altora, o chestie care e non-jurnalistică, eu nu trimit la nimeni, am asta de tine. Pentru că e șantaj de-l dracu, că nu suntem proști. Am asta. Vezi cum faci cu cei 250.000 de euro. Și tu ești aceeași persoană care transporti gunoiul de la rampă la gropile de la Târgșor, firma ta. E clar că ești băgat la joacă. Păi, toate astea preies, adică, uite, am prins când de pe telefonul lui cu numărul de telefon. Nu poți să spui că n-a trimis alea dacă eu le am. Le-a trimis cuiva și i-a spus, uite, asta, am prins când în telefon. Dar, nu știu, cred că, ți-am zis, pe de-o parte nu s-au conexat. Doar toată lumea vorbește când am mai sfătuit și nu i-a zis, da, frate, este fix de dicot. Adică pe lângă corupția care ține de DNA, structura centrală, care are o anchetă în curs, și spun asta pentru că au trimis mai multe adrese la mai multe instituții cerând date despre acest business. Deci e evident că nu ca să le facă vreo prăjitură, ci ca să le facă vreun dosar. Au trimis, adică avem date și probabil vizează un dosar penal, da, nu se știe ce și cum. Și restul e foarte simplu, adică doar dacă ei pune pe toți într-o cameră și ei întreba. Dar s-ar spune, zice, dom'le, tu care ai depus denunț, ce poți să spui? Că te plimbai pe-n fața DNA și ți-a venit să intri? Nu. Poți să spui că am plecat de la Ploiești, că eram în telefon cu ofițerul Rădulescu, care mi-a să aștept în București, care ofițer Rădulescu s-a dus la procurorul DNA, care i-a spus, subțire, nu e bun, am un denunțător. Păi, asta e altă poveste. Unde e? Jos. Întâmplător, se plimbă pe aici, pe față, pe la DNA, pe la București. Mare dimineață, n-are ce face pe la Ploiești, se plimbă pe aici. Vai, ce coincidență! Chiar aici, chiar în fața DNA-ului. Să urce denunțătorul. Deci e și ca în filmele cu proști, că de asta spun. Nu e greu de dovedit. Nu te gândi că au făcut eforturi să se ascundă. Să... Adică în afară de două, trei cartele pe care și le mai schimbă între ei și mai dau mesaje de amenințare și... Nu fac. Sau că stau cu câte o mașină din asta care, să zicem că unele sunt pe Rosal, altele nu. Să mai facă poze pe la lume, pe în oraș. Nu fac, adică n-am făcut niciun efort să se ascundă. I-am făcut pe față, pe... Nu e greu de dovedit, da? Mă rog, să vedem. Noi vom... Da, eu revin, că eu lucrez la un serial foarte frumos. Am scris deja câteva zeci de pagini. Mai am de scris la el și le vom pune într-o zonă din asta, într-un serial, pardon. Așadar, cei care vor să afle mai multe despre cum funcționează această mafia deșeurilor ar trebui să continue să ne urmărească, să aștepte să iasă viitoarele dezvăluiri. Când undeva săptămâna viitoare. Cam asta ar fi la ora actuală cu acest subiect. Îți mulțumesc pentru participare, Cătălin. Vă mulțumesc și celor care ne urmăriți și vă invit să stați în continuare cu ochii pe noi.